da. Absolut, asta e ideea. Apă ai. Da, mai întrebe. O să citesc din Biblie. Eu zic să stați jos ca toată lumea. Bună seara, doamnelor și domnilor! Din solidaritate logistică față de cei care stau în picioare, vom sta și noi în picioare. Era ideal să fie destule scaune pentru toți cei care au dorit să vină la această acțiune. În principal, în spatele nostru e o sală construită de masoneria română în perioada regatului, neocupată, cred că am fi putut o ocupa noi foarte bine în seara asta, în loc să stăm în picioare, dar nu contează. Vă mulțumim că ați venit. Eu am făcut doar această deschidere ca să fiu sigur că se spun și aceste lucruri și acum o să-i pasez microfonul, o să le pasez microfonul adevăratelor gazde ale acestei seri, în special domnului Bănescu. Am deja microfonul. Bună seara, bine ați venit la acest extraordinar de frumos eveniment, un eveniment prin excelență cultural, integral cultural, de vreme ce subiectul lui va fi Biblia, va fi Scriptura. Vorbim de multe ori despre cultură făcând abstracție de Scriptură, ceea ce firește nu este drept. Bun venit așadar, din solidaritatea invocată de domnul Papahagi, le invit pe doamne totuși să rămână așezate, nu e nevoie să fim chiar atât de solidari, regretând că nu avem totuși scaune pentru toată lumea. Ne aflăm, așa cum probabil cei mai mulți dintre dumneavoastră știți, într-o sală providențial numită Europa Cristiana. E o sintagmă care a făcut carieră, care ar trebui folosită mai des, pentru că indică nu doar o epocă în care ea s-a consacrat, ci indică o realitate. E vorba de Europa, continent creștin. Creștin nu neapărat în imediat, în realitatea imediată, care e una în reflux din acest punct de vedere, dar creștină sau continent creștin prin roadele lui revărsate din rădăcinile creștine ale culturii, ale civilizației europene. În centrul acestei culturi și civilizații europene stă fără îndoială, așa cum știm, nucleul iudeo-creștin precedat de cultura greco-romană. S-a vorbit mult de stâlpii civilizației și culturii creștine. În centrul nucleului iudeo-creștin stă fără îndoială Sfânta Scriptură, iar faptul că doi umaniști de talia domnului Papahagi, pe care eu îl consider un savant, și de domnul Mihail Neamțu, un erudit teolog, filozof, un desăvârșit om de cultură, când doi astfel de oameni se întâlnesc cu îndrăzneală, așa cum mărturisesc chiar ei în prefața acestei frumoase cărți, în marginea logosului, când un teolog și un filolog se aventurează într-o incursiune până la rădăcinile logosului, care sunt cele scripturare, atunci, fără îndoială, efectele, roadele nu pot fi decât unele fericite și ele sunt cuprinse în dialogurile incluse în acest volum foarte frumos apărut la editura Marile Cărți. Despre Marile Cărți și Clubul Marilor Cărți ar trebui să vorbim măcar puțin, nedorind să fac o introducere prea lungă. Este un proiect de inimă al domnului Mihai Neamțu și, așa cum indică, este un club ales, ca să spun așa, ales prin subiectul, prin țelul pe care și-l propune, acela de a contribui prin întâlniri, evident, foarte generoase, prin prezența mentorilor prezenții în cadrul lor, de a contribui la creșterea spirituală a unor oameni care n-au avut timp să se aplece asupra Marilor Cărți, n-au avut ocazia să întâlnească oameni admirabili care să le deschidă ochii spre cultura mare umanistă. Și Clubul Marilor Cărți, aș spune că subliniază un lucru ignorat astăzi: fără cultură mare, fără cultură umanistă, nu poți să te aștepți la roade bogate în niciun registru al societății.
Faptul că această cultură umanistă este astăzi vitregită, faptul că din programele școlare sunt eliminate materii fundamentale formatoare prin natura lor și se taie astfel rădăcinile cu marile spirite și marile opere care trebuie citite, este firește un lucru care ne mâcnește. Dar iată, există posibilitatea în proiectul domnului Neamțu, în cadrul unor astfel de conferințe și prezentări de carte la care participă oameni atât de valoroși, să gustăm și noi din fructele acestei mari culturi. Alături de noi este și o distinsă prezență și grațioasă prezență feminină, e vorba de colega mea de la televiziunea Trinitas, domnișoara Maria Coman, cred că este totuși aici, da? Sau dacă nu este, se întoarce imediat, întrucât am dorit să începem această conferință, care, firește, va fi umplută cu un conținut extraordinar de important și consistent de cei doi buni prieteni într-un cuvânt și nu numai. Până vine doamna Maria Coman, aș mai putea să adaug că importanța acestei cărți pe care o am în mână, intitulată Geneză și Înviere, rezidă din faptul că adăpostește în paginile ei teme fundamentale din ceea ce noi numim revelație creștină. Se începe cu Geneza, se continuă cu nașterea Domnului, cu fericirile, predica de pe munte, numai ea dacă ar fi rămas din ceea ce s-a întâmplat în anii 30 ai erei creștine și tot am fi avut ceva inegalabil. Culmile spirituale ale predicii de pe munte, fericirile asupra cărora se aplacă cei doi pasionați de cultură și scriptură, sunt inegalabile în spațiul universal. Firește, e vorba și de decalog, un alt fundament moral al Europei. Să nu uităm că Europa se clădește pe civilizația decalogului și cultura dialogului, care este cea creștină și care este creștină pentru că, așa cum știm, creștinismul are în miezul lui persoana. Ori persoana nu e o insulă, cum s-a mai spus, persoana prin natura cuvântului în sine indică orientarea noastră către celălalt, fața noastră către fața celuilalt. Și acest dialog e mântuitor. În creștinism. Știm prea bine că nu ne putem mântui pe cont propriu și ne mântuim exclusiv în relație cu ceilalți. De aceea cultura dialogului e atât de importantă și o contribuție extraordinară și o aduc acești doi oameni extraordinar de valoroși pe care i-are România când se apleacă asupra unor subiecte în public, când vorbesc în public deschis despre mari teme care sunt trecute sub tăcere în general în discursul public din România. De ce? Pentru că am ajuns și noi, alături de alte societăți, să trăim într-o epocă a relativismului, într-o epocă care diminuează adevărul în favoarea unor așa zise adevăruri relative. Așa cum știți, relativismul de fapt lovește chiar în inima adevărului și post-adevărul sau post-creștinismul, cum este numită uneori epoca aceasta, e o epocă, din păcate, fărâmițată, fluidizată, lichefiată de acest relativism moral. Așadar, o astfel de carte este menită să focuseze atenția noastră asupra valorilor cu adevărat tari, cum au fost ele numite. Dacă reușești să-ți însușești, nu în literă, ci în spirit mai ales, decalogul, fericirile, cuvintele acestea bune de mâncat, cum le mai numesc eu uneori, având în minte o carte foarte frumoasă, atunci avem șansa, metabolizându-ne, să ajungem să trăim și noi altfel și să ne bucurăm în sensul acelei bucurii la care ne invită Hristos când ne spune, și e unul dintre cuvintele situate în centrul mesajului creștin, bucurați-vă. Cultura creștină e o cultură a bucuriei, o cultură a vieții, pentru care pledează și cei doi distinși conferențiari de astă seară. Maria, te rog să te apropii. Despre doamna Maria Coman era vorba mai devreme. Domnia sa este consacrată realizatoare de emisiune la Trinitas TV, România Frumoasă, se numește emisiunea realizată de domnia sa, dar este cunoscută mai ales datorită unui dar extraordinar pe care Dumnezeu i l-a dat, o voce splendidă, o voce exersată în mai multe stiluri muzicale, dar care și-a regăsit cumva pacea și spațiul ideal de interpretare în muzica bizantină, în interpretarea muzicii bizantine.
Vă induc puțin în eroare pentru că, din păcate, Maria nu va cânta astă seară, din rațiuni care țin de acustica acestei săli. Am făcut câteva probe și, din păcate, vocea Mariei nu ar fi putut fi cea cu adevărat autentică. Dar va compensa alături de noi prin faptul că va citi în mod foarte fericit în contextul în care ne aflăm doi psalmi, psalmul 50 și psalmul 135. Vă mulțumesc mult pentru atenție, vă doresc o seară plăcută. Cei care stați în picioare, amintiți-vă de cuvintele drept să ascultăm. Chiar și o conferință. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc pentru așa cuvinte mărinimoase. Mulțumesc pentru invitație. Îmi pare rău că nu putem cânta în această seară, însă sper ca acești psalmi să vă ajungă la suflet. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unei am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, tu fără de legi m-am zămislit și într-o păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropi-mă voi cu isof și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța-vă-i pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voit, jertfă ți-aș fi dat, ardere de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului, să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoie jertfa răbdății, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne! Fă bine, Doamne, atunci vei binevoie jertfa răbdății prin nostru și altele de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței. Lăudați pe Domnul că este bun, că în veac este mila Lui. Lăudați pe Dumnezeul Dumnezeilor că în veac este mila Lui. Lăudați pe Domnul Domnilor că în veac este mila Lui. Singurul care face minuni mari, că în veac este mila Lui. Cel ce a făcut cerul cu pricepere, că în veac este mila Lui. Cel ce a întărit pământul pe ape, că în veac este mila Lui. Cel ce a făcut luminătorii cei mari, că în veac este mila Lui. Soarele spre stăpânirea zilei, că în veac este mila Lui. Luna și stelele spre stăpânirea nopții, că în veac este mila Lui. Cel ce a bătut Egiptul cu cei întâi născuți ai lor, că în veac este mila Lui. Și a scos pe Israel din mijlocul lor, că în veac este mila Lui. Cu mână tare și cu braț înalt, că în veac este mila Lui. Cel ce a despărțit Marea Roșie în două, că în veac este mila Lui. Și a trecut pe Israel prin mijlocul ei, că în veac este mila Lui. Și a răsturnat pe Faraon și oștenirea lui în Marea Roșie, că în veac este mila Lui. Cel ce a trecut pe poporul lui prin pustiu, că în veac este mila Lui. Cel ce a bătut împărați mari, că în veac este mila Lui. Cel ce a omorât împărați tari, că în veac este mila Lui. Pe Sihon, împăratul amoreilor, că în veac este mila Lui.
și pe Og, împăratul Vasanului, că în veac este mila lui. Și le-a dat pământul lor moștenire, că în veac este mila lui, moștenire lui Israel, robul lui, că în veac este mila lui. Că în smerenia noastră și-a adus aminte de noi Domnul, că în veac este mila lui, și ne-a izbăvit pe noi de vrăjmașii noștri, că în veac este mila lui. Cel ce dă hrană la tot trupul, că în veac este mila lui, lăudați pe Dumnezeul cerului, că în veac este mila lui. Mulțumesc foarte mult, Maria, mulțumim foarte mult. Am intrat deja într-o atmosferă aproape de vecernie, lumină lină avem și, bineînțeles, din acest moment o să cedez microfonul domnului Mihai Neamțu, domnul Papa Hagi are deja microfon. Vă mulțumesc mult că sunteți aici. Mulțumim foarte mult, domnule Bănescu. Bună seara, doamnelor și domnilor, încă o dată bine ați venit în Palatul Patriarhiei. Bine ați venit aici, într-un loc istoric, unde s-a decis cândva unirea principatelor. Bine ați venit însă într-un spațiu sacru. Spunea cândva Kierkegaard că atunci când nu știi ce să faci cu viața ta, e bine să urci un munte. N-ați urcat un munte, ați urcat un deal și deja cred că sunteți pe drumul cel bun, întrucât în această seară vom vorbi și noi despre munții cunoașterii adevărului, despre muntele Sionului, unde s-a descoperit adevărul unui om ales, Moise. Vom vorbi despre muntele fericirilor, vom sări peste munții Carmelului și Taborului. Însă sunteți nu într-un loc oarecare, ci într-o sală specială, ocrotiți de figuri paradoxale ale istoriei ultimilor 1800 de ani. Pe de-o parte îl vedeți pe Constantin, care învinge chiar o rudă pe Maxențiu sub semnul crucii, și această poveste continuă să ne interpeleze. Pe de altă parte îl vedeți pe controversatul și ambigul Alexandru Ioan Cuza. În această tensiune, pe de-o parte creștinarea proiectului roman și pe de altă parte secularizarea, nu doar a averilor, ci și a unei viziuni politice sau de teologie politică. În această tensiune continuăm să ne regăsim cu toții. Salut prieteni mai vechi, salut prieteni mai noi, salut oficialități, salutăm reprezentanții clerului și, bineînțeles, mulțumim pentru găzduirea importantă a acestei discuții între mine și profesorul Adrian Papahagi într-un asemenea spațiu conotat din punct de vedere spiritual, cultural și, bineînțeles, politic. Aici, poate că nu știți, Ioan Alexandru, profetul, îmi vine să spun, Transilvaniei, a venit și a pus crucea în locul bâtei de miner, stabilind, poate, noi raporturi de civilitate între opozanții politici, ceea ce cred că și în seara asta se cuvine a asuma ca etică socială, în primul rând, a dialogului între noi toți, cei care ne revendicăm de la această națiune română și de la, până la urmă, tradiția europeană. Cu alte cuvinte, suntem într-o geografie care ne pune deja pe gânduri, suntem într-un oraș foarte important, pentru că este locul unde neamul acesta a hotărât să tipărească pentru prima oară Biblia. Cine a hotărât asta? Un voievod, în tradiția pe care Nicolae Iorga a anunțat-o prin analizele sale, Bizanț după Bizanț, Șerban Cantacuzino, mai precis, în octombrie 1688, a hotărât să facă ceea ce fac oamenii deștepți, să strângă erudiți, să strângă filologi și să-i pună la treabă. Și poate că și spătarul Milescu a avut o contribuție. Aici, la București, a apărut prima traducere a Bibliei din limba greacă, atât pentru Vechiul Testament, cât și pentru Noul Testament. De atunci, românii citesc Biblia în limba lor maternă. Și acesta este un dar extraordinar pe care ortodoxia, trebuie spus, ortodoxia noastră, valahă, moldavă, l-a făcut neamului românesc. Nu toate formele de tradiție ortodoxă existente astăzi permit această întâlnire nemijlocită cu textul sacru în limba vernaculară și apoi sigur că limba liturgică devine și ea românească prin contribuția unui alt bucureștean, Antim Ivireanu. Suntem deci în spațiul rugului aprins și l-am ca partener ca întotdeauna de dialog viu și provocator pe profesorul Papahagi, pe care l-aș întreba din start. Adrian, o să adopt această tutuială deloc obraznică, dar firească între doi congeneri. De ce Biblia, de ce să citim acest text sacru în secolul 21? Da, mulțumesc, Mihai. Văd că vorbele noastre au ecou chiar și la propriu. Sper că pot fi și distinse, adică nu că am fi noi distinși, dar că vorbele pot fi înțelese.
Sunt emoționat să mă aflu aici, deși nu este pentru prima oară, grație prietenului nostru comun, domnul Bănescu, și nici cu tine, Mihai, nu e prima dată, avem deja o lungă istorie de dialoguri de genul acesta, care sper să nu devină excedante pentru toată lumea și să se sature lumea definitiv de acest duo teribil al ortodoxiei laice, deja că ortodoxia laică nu-i tot timpul foarte bine văzută de cea clericală. Dar de ce Biblia și de ce noi? Vreau să vă spun ceva. Citeam azi dimineață și e o mare greșeală să-ți începi sau să-ți termini ziua uitându-te pe Facebook. De altfel e o foarte mare greșeală să te uiți pe Facebook în general și e o și mai mare greșeală să și publici pe Facebook. Eu fac toate aceste patru greșeli, ceea ce vă arată cât de exagerate erau laudele domnului Bănescu. Și m-am uitat așa la comentarii să vedem ce zice lumea despre evenimentul nostru. Uite, la prietenul Bucuroiu pe Facebook m-am uitat și întreabă unul, cine ăștia? Ce au ăștia să ne spuneți pe Biblie? Zice, mă bucur că nu vin. Altul spune, cine ăștia? Să ne explice Biblia specialiștii. Și am stat și m-am gândit, cum îndrăznim noi să ne apropiem de textul Sfânt și să-l discutăm, să reflectăm la el? Și scuze, cum am putea să nu o facem? Și dacă nu noi, cine? Dacă nu creștinii, cine să se apropie asupra Bibliei? Extratereștri sau doar teologii sau doar bibliștii sau doar cei care au diplomă în acest sens? Există o diplomă întru Hristos? Ești diplomat în creștinism? Există o categorie abilitată și o alta care nu e abilitată? Nu, eu cred că orice creștin trebuie să citească Biblia, așa cum orice creștin este chemat la o preoție universală, așa cum orice creștin este chemat să celebreze în continuu, prin cuvânt și prin fapte, prin conștiință, mesajul mântuitor al lui Hristos. Și așa cum orice creștin, odată ce el este și cetățean, dacă nu trăiește într-o schizofrenie absolută, este chemat când iese în cetate să continue această trăire și ca cetățean, intelectual, profesor, inginer, polițist sau altceva. Era să nu-l recunosc pe dragul meu prieten Radu. Deci sunt emoționat să văd cine a venit să ne asculte. Și după aia am stat și m-am gândit, dragi prieteni, teologi, clerici, laici și popor. Și am stat și m-am gândit, până la urmă, câte cărți s-au scris despre Iisus Hristos și despre Biblie în anul de grație 2022, care s-a scurs și câte au scris laici. Nu mă refer la teologii, care asta e meseria lor, așa cum noi scriem despre manuscrise și Shakespeare, ei scriu despre Biblie, asta e meseria. Câte cărți știți voi? Radu, Răzvan, Vasile, câte? Eu știu doar două. Una a scris-o un intelectual mult mai important decât noi, chiar două a scris în rafală, și alta ne-am învrednicit și noi să o scriem așa din dialoguri care au avut loc înainte și după pandemie. Nu e așa o mare inflație de intelectuali creștini care cât de cât sunt recognoscibili în spațiu public și să se înghesuie tot să scrie despre Hristos și despre Biblie și să polueze astăzi, iată, spațiul sacru al ortodoxiei în care adevărul vine doar pe filiere aprobate ierarhic. Nu suntem. Iar celălalt intelectual care a scris despre Biblie îl vede pe Hristos ca pe un om care a mințit, sigur, el nu e Fiul lui Dumnezeu, nu este nici măcar veșnic, nici măcar n-a înviat, e doar o persoană foarte admirabilă, o persoană stimabilă, sigur, morală, care ne-a lăsat o învățătură foarte utilă, umanistă, am putea spune, dar care a mințit, o minciună albă, spune acest autor, pentru a putea să facă, să dea greutate acestui mesaj. Pentru acest autor, Dumnezeu e o idee, un reper moral, un ghid, un jalon în moralitatea noastră zilnică, nu este o persoană vie cu care noi suntem în continuu în contact. Și cred că acum întrebarea este cum citim azi Biblia. Iată, asta e întrebarea, subtitlul cărții noastre. Și noi citim Biblia în lumina, zic eu, chiar dacă facem greșeli, chiar dacă poate uneori o luăm pe arătură, noi citim Biblia în primul rând cu dragoste față de ea, cu dragoste față de Hristos și răspunzând la întrebarea pe care Hristos o adresează discipolilor săi, îi întreabă ce spune lumea despre mine, cine spune lumea că sunt. Și unii zic că ești un profet, nu știu ce, dar tu, voi cine ziceți că sunt? Și atunci Petru îi spune,
Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu. E important și cum scrii despre Biblie. Cum citim azi Biblia? Crezând că ceea ce este în ea este adevărul, că Hristos este Fiul Dumnezeului celui viu și Mântuitorul nostru, sau crezând că e o adunătură de fabule, de istorie evreiești, de evenimente istorice, poate chiar putem să le contestăm sau nu, veridicitatea, care sigur au o anumită valoare, știu eu, documentară sau poate chiar morală pentru civilizația noastră, dar în niciun caz testamentară, în sensul în care aceasta este moștenirea care s-a lăsat, iar ceea ce ne unește cu ele, adică religia, că religia asta este legătură, este până la urmă o legătură de credință. Deci ce am încercat noi să facem în această carte, care este deopotrivă o îndrăzneală și poate să fie taxată ca atare, este să încercăm să ne apropiem de textul sfânt ca niște laici credincioși și ca niște oameni care la întrebarea lui Hristos răspundem asemenea lui Petru. Răspundem asemenea lui Petru cu toate dubile lui Petru, le spunem și celor care au venit cu piatra, dacă se simt fără de păcat, că ne pot demonstra dacă provin din Neolitic, nu e o problemă, am dus și niște pietre la intrare, dar dincolo de cei care, să zicem, te contestă pe tine, Adrian Papahagiu, pentru că nu ești biblist, mă contestă pe mine că nu am autoritate morală să deschid un text sfânt, sunt și cei care se bucură de acest demers și cred că noi ne așezăm într-un fel în siajul reflecțiilor multor intelectuali români, n-am să le dau de data asta numele, care totuși au avut această deschidere față de Cartea Sfântă. Țin minte că aveam 20 de ani și am fost invitat la Tescani să citesc cu profesorul Adrian, cu profesorul Andrei Pleșu și cu Horia Roman Patapievici chiar Cartea Genezei. Suntem într-o deci discuție care a fost cumva schițată, prefațată de mentori de-ai noștri și lucrul ăsta ne onorează. În același timp, aș vrea să te întreb dacă vrei să ne spui câte ceva despre structura cărții. Am fost selectiv, am ales doar câteva pasaje pentru început și întrebarea ar fi de ce aceste fragmente și nu altele? Da, am ales 5 momente din Biblie, 2 din Vechiul Testament și 3 din Noul Testament. Am vorbit la început, cum era și firesc, despre Geneză, despre primele cărți ale Genezei, despre primele capitole, despre creație până la izgonirea din Rai. Am vorbit ulterior despre Decalog și după aia am trecut firește la nașterea Domnului, nașterea Domnului care este a doua geneză, este regenerarea, nu, omului, este noul Adam născut din noua Evă, cea fără de păcat, care îi răscumpără și ne răscumpără pe toți. Și ne-am uitat firește la aceste două genealogii, fiindcă să nu uităm, Evanghelia după Matei începe cu aceste cuvinte, Biblos Geneseos, nu? Este cartea genezei lui Iisus Hristos, a genezei lui ca fiu al lui Dumnezeu, a genezei lui lumești, într-un neam al lui David, într-o continuitate istorică și într-o așteptare până la urma mântuirii și nașterea lui fizică din femeie, din fecioară. Ne-am uitat la această nouă geneză, după aia am vorbit despre predica de pe munte și în special despre fericiri, ne-am mutat de pe un munte pe celălalt, cum spunea domnul Bănescu, de pe muntele Sinai și pe muntele Măslinilor și după aia am trecut în cele din urmă la evenimentul central care până la urmă definește credința noastră, învierea. Astfel, sigur, închizând această serie de 5 dialoguri despre momentele esențiale ale Scripturii. Asta e structura pe scurt. Am omis ceva important și eu cred că sunt în această sală prieteni care vor să audă ceva în plus față de ceea ce există deja în carte. Am omis anume cel mai important imn al iubirii care s-a scris vreodată, am omis textul absolut central din 1 Corinteni 13, doamnelor și domnilor, textul pe care acum îmi permit să vi-l reamintesc, în traducerea sinodală, cum se spune, textul care apare într-o epistolă polemică, într-o epistolă apostolului Pavel adresată corintenilor, care semănau constanțenii, cei care sunt din Constanța să nu se supere, care aveau moravurile de multe ori afectate puternic
de tendințele cosmopolite ale celor care marinari sau nu veneau în spațiul Eladei cu tot soiul de năravuri și după ce îi ceartă foarte bine, apoi îi cheamă la un exercițiu care eu zic că este esențial și astăzi, exercițiul recunoașterii darurilor în celălalt. Într-o lume a narcisismului, sigur că noi recunoaștem în primul rând darurile în noi înșine și aproape deloc în ceilalți. Și îmbătați de această încântare de sine, uităm să privilegiem până la urmă persoana de lângă noi, ceea ce Pavel spune că este inadmisibil. De ce? Pentru că nu e așa, biserica, dar am putea adăuga și națiunea, funcționează ca un trup. Și așa cum nu e în regulă pentru ochi să uite de smerenia unei, vine să spun, unghii, așa cum nu este în regulă pentru cap să uite de picioare, într-un trup, existând o simfonie și o perfectă complementaritate, și în biserică, gelozia, răutatea, invidia ar trebui să dispară, tocmai plecând de la această senină, transcendentă recunoaștere acestor multitudini de daruri care nu sunt, bineînțeles, ale noastre, ci sunt oferite gratuit, pentru că asta este natura darului, de la Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este cel care dă inclusiv acest dar, iubirea. Și când vine vorba de această experiență a dragostei, vom vedea în ce fel ea diferă de alte teologii sau filozofii ale erosului, iată ce spune Apostolul Pavel. De a-și grăi în limbile oamenilor și ale îngerilor, iar dragoste nu am, făcut-o m-am aramă sunătoare și chimval răsunător. Și de a avea darul prorociei și tainele toate le-aș cunoaște și orice știință și de a avea atâta credință încât să mut și munții, iar dragoste nu am, nimic nu sunt. Și de a împărți toată avuția mea și de a-și da trupul meu să fie ars, iar dragoste nu am, nimic nu-mi folosește. Dragostea îndelung rabdă, dragostea este binevoitoare, dragostea nu pismuiește, nu se laudă, nu se trufește, dragostea nu se poartă cu necuvință, nu caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu gândește răul, nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Toate le suferă, toate le crede, toate le nădăjduiește, toate le rabdă. Dragostea nu cade niciodată. Cât despre prorocii, ele se vor desființa. Darul limbilor va înceta. Știința se va sfârși. Pentru că în parte cunoaștem și în parte prorocim. Dar când va veni ceea ce este desăvârșit, atunci ceea ce este în parte se va desființa. Când eram copil, gândeam ca un copil, vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil, judecam ca un copil. Dar când m-am făcut bărbat, am lepădat cele ale copilului. Căci vedem acum ca prin oglindă, în ghicitură, iar atunci față către față. Acum cunosc în parte, dar atunci voi cunoaște de plin. Precum am fost și eu cunoscut. Și acum rămân acestea trei, credința, nădejdea și dragostea. Iar mai mare decât toate acestea este dragostea. Splendid. Aproape că nici nu mai ai, mai bine taci după cuvintele Apostolului. Dar eu o să vin ca un filolog pedant și am să vă spun ceea ce de altfel știți deja. Cuvântul pe care îl pomenești, pe care îl folosește Sfântul Apostol Pavel aici este agape. Iar aceasta este un soi nou, aș spune chiar surprinzător de nou, de dragoste, pe care nu-l găsim în lumea antică. Sigur că n-a fost nevoie de creștinism ca oamenii să descopere dragostea, dar există, când spui dragoste, poți să spui foarte multe lucruri. Există un sens foarte trivial în care spui iubesc muzica sau iubesc sportul, nu? Sau iubesc ciocolata sau iubesc scaunele. În fine, sunt diverse lucruri pe care... Dar e greu să spui că această dragoste de lucruri inanimate sau de activități e o formă de dragoste. Există, firește, dragostea naturală a părinților pentru copii, a copiilor pentru părinți, a rudelor, ceea ce grecii numeau storghe și care, firește, iarăși există în orice civilizație, că ea e creștină sau nu, care are însă ceva egoist, nu? Fiindcă până la urmă, iubindu-ți copiii, tu iubești și propria ta
dăinuire perpetuare a speciei, așa cum copiii își iubesc părinții și pentru, să zicem, cu un anumit interes, nu? Fiindcă îi protejează și așa mai departe. Deci această dragoste nu este total gratuită. Există prietenia, amiciția. Amiciția are aceeași rădăcină cu amo amare, cu amor. Amiciția despre care spune Cicero, nu, celebru, am învățat toți la liceu, este nim amiciția nihil aliud nisi omnium humanarum divinarumque cum caritate consensio, că țin minte din liceu această frază. Deci ce e dragoste este un consens a tuturor celor umane și divine. Și iată, e și o scânteie divină, fiindcă prietenia, filia te leagă de un om cu care n-ai nicio legătură și de la care n-ai un interes neapărat. Adică poți să ai, eu zicem, o prietenie interesată cu cineva care vrea ceva de la tine sau o prietenie, habar n-am, conjuncturală. Dar o prietenie adevărată are o latură foarte mare de dezinteresare. Și firește, există erosul. Să nu neglijăm. Erosul despre care scrie, fără de care chiar specia noastră nu s-ar perpetua, erosul, l'amor, dar nu l'amor che move il cielo e le altre stelle a lui Dante, ci amorul profan, erosul. Erosul care, sigur, la Platon, în Banchetul, cum bine știți, în povestea Diotimei, în interpretarea Diotimei pe care aceasta o spune lui Socrate, erosul este, în definiția platoniceană așadar, dorința de ceva care îți lipsește. A bărbatului pentru femeie, sigur, alții ne vor spune că și al celorlalte 23 de genuri, pentru restul de 23 sau pentru ele însele, dar noi nu cădem în asemenea subtilități, fiindcă suntem mai neciopliți, suntem niște bieți creștinopați, n-am ajuns la aceste înălțimi filozofice și de altă natură. Dar ce vreau să spun? Diotima mai spune lui Socrate, iată, începând cu dorința de trupuri frumoase, după aia descoperi dorința de suflete frumoase, după aia treci direct la dorința de frumusețe. Și de dorința de frumusețe și de bine îți dorești să petrești tot timpul alături. Deci, într-un fel, se naște și dorința de veșnicie a acestei frumuseți și bine. Și până la urmă, de aici se naște, sigur, un eros care este total idealizat al omului față de veșnicie. Dar și aici este ceva egoist, într-un fel. Tu vrei ceva pentru tine. Erosul acesta, în cele din urmă, exclude pe ceilalți și el are și o ierarhie când ai ajuns în vârful ei și îți dorești să fii împreună cu absolutul, nu te mai gândești foarte tare la ceilalți, la aproapele. Deci iubirea, iartă-mă că te întrerup, iubirea platonică, ar trebui lămurit lucrul ăsta, este eminamente intelectuală, are o nuanță gnostică pe alocuri, sugerează că cei doar capabili de un exercițiu rațional sunt în stare să producă această reducție fenomenologică a aparenței la un ideal și de aici, sigur că drumul către contemplația formelor va fi rezervat doar celor foarte puțini. Pentru Platon, în mod special, hai să spunem, bărbații. Da. Bărbații erau chemați la acest exercițiu paideic, de dezbrăcare, ca să spunem așa, și a sufletului și a trupului, uneori trupul unor efebi, și chestiunea asta merită discutată altă dată. Sau merită ignorată, sau mai merită bine, pur și simplu ignorată. Altfel ne tulburăm prea tare. Nu și ne vine luna aia importantă din an peste noi. Și tu spui, creștinismul introduce o dimensiune relațională, în care inima, nu doar mintea, are un rol esențial. Și nu numai atât. Erosul platonician este un eros al celor de jos față de cele de sus, al sufletului față de absolut. Este un, până la urmă, el mai spune ceva, Diotima. E dragoste de cele care ne lipsesc. Ori zeii fiind perfecție, având și înțelepciune și cunoaștere de plină și dragoste și frumusețe, nu? Perfecțiune și veșnicie, nu au ceva care să le lipsească. Nu au niciun motiv zeii greci să iubească oamenii, altfel, sigur, decât în mod capricios și în forme zoomorfe, așa transformați în lebede, tauri sau alte ligioane. Dar altminteri, ei nu au nevoie să simtă o dragoste. Ori agape creștinească este o dragoste care are patru declinări. Ea este nu doar o dragoste a omului față de Dumnezeu, o dragoste a omului față de absolut, ceea ce până la urmă găsim și la Platon, ci este și o dragoste a Dumnezeului față de om, pe care l-a creat din dragoste. Ceea ce nu există în gnoze, lumea fiind rea, este creată de un demiurg rău, nu de un Dumnezeu iubitor. Ceea ce firește este opusul la ceea ce găsim în Geneză, unde Dumnezeu se uită la lume și vede că e bine, o binecuvintează. Deci în niciun caz Dumnezeu nu este dezgustat de creația sa,
așa cum vedem în Geneză. Dar mai este și o dragoste care unește persoanele treimii. Fiul îl iubește pe tatăl și tatăl îl iubește pe fiul. Pe de altă parte, tatăl iubește umanitatea atât de mult încât îl dă pe fiul, iar fiul iubește omul atât de mult încât se sacrifică pentru ea. Și mai este și dragostea de aproape, adică a omului față de om. Deci este o întreagă quadri-relaționalitate, nu știu, să inventez acum niște cuvinte monstruoase, încât o să părem că suntem filozofi și noi sau gnostici, Doamne păzește. Deci, da, este o dragoste deplină. Este o dragoste față de aproapele, lucru care nu se mai găsește. De ce ai iubi pe cineva care nu ți este nimic? Un sclav, de pildă, sau un necunoscut, sau și mai mult, pe cei care te dușmănesc, pe cei care te înjură, pe cei care te persecută și îți fac porcării în viața asta. De ce i-ai iubi? Niciunde nu s-a mai dat asemenea poruncă. De altfel, nici în legea cea veche nu s-a dat și Hristos a trebuit să plinească legea, dar și să o transfigureze dând o poruncă nouă care întinde dragostea și acolo unde nu-ți puteai închipui că e domeniul ei. Și apoi dragostea aceasta care merge de jos în sus, de sus în jos, între persoane, și ea unește persoane, nu unește concepte, idei, idealuri sau trupuri, ci persoane, inclusiv persoanele divine. E o noutate absolută, asta este de fapt adevărata revoluție, dacă vezi, sigura, poate majoră în istoria, să nu zic gândirii, nici a credinței, nu, nici în istoria ideii, în fine, în umanitate, în fine, să simplificăm. Asta este, deci ceea ce Pavel aici spune și ceea ce după aia Ioan confirmă, că Dumnezeu este dragoste, Dumnezeu este agape, Dumnezeu este dragoste. Lucrul acesta este nemai auzit, deși nouă astăzi, creștini fiind, ne pare o banalitate. Și nici măcar nu ne mai oprim să ne gândim. Dar când te gândești, fenomenal e lucrul acesta. Dar mai este ceva, vedeți? Modernitatea reduce de fiecare dată. Ceea ce cuvântul Mântuitorului, ceea ce Pavel ne explică, modernitatea reduce. De pildă, modernitatea ateie a inventat, în August Comte, ne spune Eric Voegelin, noțiunea de altruism. Altruismul e de fapt o agape din care lipsește Dumnezeu, fiindcă tu ești altruist față de aproapele, dai bani, filantropie, nu știu ce, dar lipsește Dumnezeu din ecuație. Există de asemenea iubirea gnostică a filozofilor pentru ideal, nu? Cum spune și autorul cărților despre care vorbeam mai devreme și pe care nu o să-l numesc în această seară, el vrea un Dumnezeu ideal, se unește cu Dumnezeu, nu-l interesează foarte mult aproape. De altfel, are și un anumit dispreț pentru oamenii proști care nu sunt capabili să gândească cu mintea lor. Filozofii zic asta, importanța de a gândi cu mintea ta. Păi poate și noi gândim cu mintea noastră și am ajuns la concluzia că Pavel e peste Platon. Mare scofală. Nu înseamnă că dacă gândești împreună cu Iisus Hristos și cu Dumnezeu și cu Sfântul Pavel și cu toți Sfinții Părinți și cu încă 200.000 de intelectuali creștini de prim nivel, ești un tâmpit. Nu, gândim și noi cu mintea noastră, cu mintea noastră ne aduce la concluziile că ceea ce scrie în Biblia nu este doar adevărul, este bunul simț și că nu se poate altfel. Scoate din ecuația dragostei orice, scoate aproapele, scoate-l pe Dumnezeu, scoate iubirea tatălui față de fiul, scoate-l și nu mai rămâne nimic din fundamentul moral al lumii noastre și din adevăr. Asta este de fapt... De altfel, Adrian Papahagi, dacă tot simți nevoia să te cerți în seara asta cu filozofii, te felicit. Sunt foarte polemic, cred că ați observat lucrul ăsta. Îți dau dreptate pentru un lucru, pentru că, începând cu modernitatea clasică, Descartes, filozofii s-au preocupat de orice, dar nu de tema iubirii. Filozofii au fost preocupați de ființă, de problematica ființei în antichitate. Îl găsiți și pe Heraclit în marginea acestei probleme și pe Parmenide, raportul între unul și multiplu. Chestiunea ontologică era prioritară și Platon caută să o tranșeze. Apoi, în modernitate, vine Descartes și spune nu contează neapărat ființa, ci subiectul cunoscător, acel ego care, sigur, constituie, până la urmă, temelia unei întregi realități care este compusă din reprezentări. Descartes, mai târziu Leibniz, mai apoi, mai ales Kant, sunt oameni obsedați eminamente de cunoaștere. În modernitatea târzie, poate cu Heidegger, poate cu Wittgenstein, avem obsesia legată de limbaj. Nu ce cunosc, ci cum comunic ceea ce cunosc. Dar aproape nicăieri, cu excepția lui Kierkegaard, după mine, și apoi a unor eseiști, hai să spunem, moderni, cum e Gabriel Marcel, cum este Ortega y Gasset, sau mai târziu Jean-Luc Marion, cu excepția unor gânditori creștini, catolici, asumați, modernitatea ratează marea problematică a iubirii. Este ca și când iubirea nu reprezintă centrul vieții noastre.
E ca și când iubirea nu e tot ceea ce pune în mișcare, chiar ceea ce vedeți aici, inclusiv aceste superbe frește, reprezintă fructul unei iubiri, al unei pasiuni măcar, dacă nu al unei iubiri. Și cărțile acestea au fost făcute cu pasiune, tot ce există în jurul nostru măreț și tot ceea ce dăinuie e fructul unei iubiri. A arata ca filozof problematica iubirii sau a reduce iubirea la carnalitate mi se pare un eșec total, lamentabil și într-adevăr mi se pare că într-adevăr indică neîntâlnirea cu Iisus Hristos. Pentru că ce a făcut Iisus Hristos? Nu doar a predicat. Am putea spune că a făcut-o foarte bine, predicat de pe munte, am și analizat-o. Dar a schimbat fața lumii acesteia la propriu. Oricine dintre noastre se va uita într-un buletin, va vedea că data nașterii e marcată ce? De la nașterea lui Hristos. Oricine cumpără astăzi un bilet de avion, constată că pe acel bilet de avion, în orice continent te afla, scrie, nu-i așa? Iată, 18 ianuarie 2023, de la ce? De la nașterea lui Hristos. Odată avem o cronologie care ține cont de acest eveniment epocal din Betlehem. Dar apoi avem o schimbare lentă a mentalităților. Și ai spus de Pavel și de sclav. Dacă filozofii au greșit în multe privințe, uneori mai pun câte un diagnostic. Și Hegel, în Fenomenologia Spiritului, pune un diagnostic absolut remarcabil asupra lumii moderne, pe de-o parte, și asupra lumii antice. El spune așa. Toată lumea veche este modelată de raportul stăpân-sclav. Sclavul, când îl vede pe stăpân, este temător, deci frica, nu iubirea, este ceea ce justifică toți pașii pe care el îi face. Sclavul are un statut de obiect, ontologic vorbind, el nu avea o demnitate superioară acestor scaune despre care tot vorbim, e tema lui Ionescu în seara asta. Da. Sclavii, deci, pe de-o parte, privesc cu teamă spre stăpâni, iar stăpânii plictisiți de această adulație tâmpă a sclavilor, ce caută? Recunoașterea, the anerkennung. De la cine? De la alți stăpâni. De aici războaiele, explică Hegel foarte pe scurt. Ei bine, Pavel are o întâlnire cu un asemenea sclav. Și el se numește, știți foarte bine, Onisim. Onisim este sclavul pe care Pavel îl întâlnește în lanțuri. Probabil că era în Efes, scrie o scrisoare și scrie o scrisoare pentru că își dea seama că sclavul e tratat foarte prost de stăpânul lui. Dar care, ce credeți? La rândul său era și el creștin. Anume Filimon. Și spune: Filimoane, te rog frumos, când se întoarce acasă acest sclav fugar, să-l primești cum? Știe cineva cum spune textul? Ca pe inima mea. Să-l primești, cu alte cuvinte, pe acest om lipsit de orice demnitate socială, ca și când ai primi un tita mai apostol. Probabil că Filimon, ca mare boier, ca mare latifundiar, îi oferea cappuccino, îi oferea tot soiul de bunătăți, de brânzeturi, chiar și unui apostol. Deci, să-l primești pe un sclav ca pe un apostol este în sine un act extraordinar. Povestea continuă, chiar și în tradiție avem o istorioară, cum că acest Onisim devine episcop la rândul său și într-un fel sau altul îl depășește pe cel care a fost mentor sau care a fost pur și simplu stăpân. Ce face, deci, creștinismul? Și o face dogmatic, adică teologic, și o face social, adică concret istoric. La momentul Nicea, în 325, creștinismul vine și spune că Tatăl și Fiul una sunt. Afirmă această consubstanțialitate între Tatăl și Fiul pe baza iubirii. Nu a fricii, nu a unei privațiuni, ci pe baza unei comuniuni de iubire. Tatăl și Fiul una sunt, dogmatic și teologic. Consubstanțial cu Tatăl, spune crezul. După ce spunem asta în 325, atunci putem face și teologia politică care ridică sclavul la statutul de om liber cu drepturi constituționale pe care astăzi unii încearcă să le calce în picioare. Așa apare mai târziu, sigur să spuneți prea târziu, eu nu cred că e prea târziu, și William Wilberforce și toată mișcarea din secolul XIX de eliberarea sclavilor, inclusiv a celor din coloniile americane. De altfel, gândiți-vă cât de tare este civilizația occidentală dacă ea a putut să dea un război civil pe această temă morală, eminamente morală. Deci, dragilor, doamnelor și domnilor, creștinismul nu e o poveste. Creștinismul este o istorie cu, aș spune, dramatice biografii în sânul ei, care manifestă plenar această,
aș spune, eficacitate socială a principiului iubirii. Mă întorc spre tine, Adrian Papahagi, după ce am lămurit această tensiune între agape pe de o parte și eros, după ce am... De ce arăți spre mine așa când zici după ce am lămurit de asemenea tensiunea între unul și multiplu, când spui da cuiva, trebuie să spui nu celorlalte, nu știu, 4 miliarde de bărbați sau de femei. Și asta este chestiunea fundamentală pe care instituția mariajului, sacramentul sau taina căsătoriei o rezolvă. Te-aș duce în zona contemporană, în zona foarte, foarte apropiată nouă, cea care ține de conflictul între revoluție și revelație. Marx este cel care spune, nu numai că nu ne interesează iubirea, ci ura trebuie corect folosită în scopul nașterii unor utopii, realizării unor proiecte egalitare. Da, și aici suntem în plină gnoză în ultimă instanță și ceea ce noi am omis să spunem este că în epistola sa către Corinteni, Pavel are și un epistola are și un fond polemic. Dacă citiți 1 Corinteni 8, veți vedea că Pavel se ridică împotriva gnozei, a unui tip de cunoaștere care nu este smerită, gnosis versus agape, și spune cunoașterea te îngânfă, umflă, zicea în greacă, te umflă în pene, iar dragostea te smerește. Acest tip de cunoaștere, această ideologie, că până la urmă asta este, în clipa în care ideile iau locul persoanei, depersonalizarea, asta este cel mai teribil lucru în ideologiile din totdeauna, care sunt, cum le numește Fögelin, Ersatzreligionen, sunt un fel de religii, da, un surogat, nu? Surogat de religii sau religii politice. Există biblioteci întregi pe această temă în gândirea politică și teologia politică. Aceste Ersatzreligionen, fiindcă de ce sufletul omenesc este, are natură religioasă. Sufletul nu are o natură, să spunem, logică sau de altă natură. Omul are nevoie să creadă. Ori în clipa în care ei vin și spun abolim credința că e opiu pentru popor, nu ne interesează, și asta e foarte valabil și în ziua de astăzi, fiindcă progresismul asta ne spune să terminăm cu religia, să terminăm cu bisericile, vrem spitale, nu catedrale, vindecăm numai cancer, totul e știință, știința, dictatul științei, gnosis, știința, sciența. Eliminăm. Dar ideologia ce face? Pune idei în locul persoanelor vii. Și ăsta este corectivul continuu al creștinismului, este personalismul. În Dumnezeu însuși sunt persoane, Tatăl și Fiul sunt persoane, nu idei, nu concepte, nu idealuri. Omul real, aproapele, e o persoană, pui mâna pe el, e aici, aproape, în rând, întâi, doi, trei și chiar în picioare, în spate. Ăsta e aproapele. Ori ideologia ce creează? Grupuri, tot felul de oropsiți și asupritori colectivi, și le taie cum vrea pe toate categoriile sociologice, de vârstă, de sex, de culoare, de avere, de ce vreți voi. Și ce aduce asta? În loc să privească omul ca persoană și îl privește doar ca categorii, peste tot vede raporturi de putere și asuprire. Da? Peste tot. De altfel, peste tot vede ură, nu dragoste. În gândirea ideologică primează ura. Degeaba noi creștinii suntem toată ziua cenzurați și pe Facebook discursul urii, discursul urii, discursul urii. Ura nu e nicio ură. Ura și la gară. Nu e ura și la gară, exact. Nu e nicio ură. Adevăratul discurs al urii este cel pe care îl articulează Marx, care spune foarte clar cine trebuie să fie eliminați ca societatea să prospere. Discursul urii este cel al mișcării woke, care spune că bărbații trebuie eliminați din orice. Este cel al feminismului radical, care nu cere drepturi pentru femei și oricum nu se duce să le ceară acolo unde ele chiar sunt necesare, să zicem în Iran. Nu, acolo și acoperă capul cu hijabul, le cer aici, unde cam, nu cred că sunt foarte multe doamne în această sală care au fost discriminate și care sunt marginalizate. Adică avem slavă Domnului, trăim într-o țară liberă și în care doamnele au aceeași demnitate cu domnii. Nu, în momentul în care rasismul poate e la cel mai jos nivel în societatea noastră,
europeană, americană, civilizată, creștină, se vorbește mai mult ca oricând despre rasism, ca și cum orice om, totul e rasism, rasism, rasism. Ce se creează? False diviziuni. Ce se creează? O fracturare a societății. De ce? Fiindcă e nevoie de revoluția permanentă. Revoluția pe care ei o vor este de fapt revoluția resentimentului, a urii. Ei au nevoie de o societate divizată, iar când o categorie, să zicem, clasa muncitoare, toată clasa muncitoare are în sfârșit apartament la bloc, mașină mică și își poate face măcar o vacanță pe an, și nu se, sau în Grecia, și nu se mai simte așa de oropsită cum cred. Ei se găsesc genurile oropsite și când nu mai e probleme nici cu sexele, mai inventăm două, trei genuri care se simt brusc oropsite. De ce? Fiindcă e nevoie de o revoluție permanentă. Care-i planul până la urmă? Planul e depersonalizarea, fiindcă, vedeți, pe de o parte ei acutizează diferențele pentru a le instrumentaliza politic și pe de altă parte propun indistincția. Ori, după părerea mea, și indistincția și exacerbarea au ceva. Indistincția, firește, e diabolică, iar supralicitarea trăsăturilor care ne opun e la rândul ei cel puțin manipulatoare, dacă nu diabolică. În primul rând, indistincția. Și astea două, firește, că se opun, dar gândirea stângistă este esența contradicției. Ea este, ce să spun, nu e paradoxul, ea este apoteoza contradicției și a nonsensului. Apoteoza nonsensului. Pe de o parte vrei indistincția, să nu mai existe rase, clase, sexe, nații, nimic. Toți, nu ut unum sint, ci așa, să fie toți o apă și un pământ. Abolim tot, națiuni, limbi, și pe de altă parte exacerbăm rase, sexe, clase și așa mai departe. În încercarea de a destabiliza la nesfârșit societatea. La ce au dus aceste gnoze? Adică aceste produse pur intelectuale, care nu sunt născute nici din credință, nici din revelație, nici din tradiție, nici din dragoste, nici din înțelegerea creștină a persoanei. Te poți întreba cine le inspiră, sincer, iar această întrebare a fost și ea pusă. Și-au pus-o Solzhenitsyn, și-au pus-o și alții. Alain Besançon, cartea lui Nenorocirea secolului, Malheur du siècle, spune, toți mari gânditori ruși, care n-au ruși, așa cum sunt ei niște nenorociți, au și trăit cea mai mare nenorocire, fiindcă de sute de ani ei sunt supuși la cele mai oribile dictaturi și la cele mai sinistre experimente asupra umanului. Așa că conștiințele lor rafinate, care sunt dincolo de brutele lor nemăsurate, au simțit taina fără de legii, misterul răului manifestat așa vâscos și fizic. Și ei s-au întrebat, de unde vine tot acest rău? Marxiștii și ceilalți spun că răul vine din lume. E iarăși o chestie gnostică. Devine-i societatea, devine-i sunt ceilalți, devine-i orânduirea, capitalismul, nu știu ce. Dar gânditorii care au trăit răul în Rusia au dat un singur răspuns. Răul vine de la părintele răului. De la sursa răului. De la diavolul însuși. Mâine voi vorbi la Academia Civică despre Bulgakov, care dă o interpretare splendidă acestei probleme. Mihail Bulgakov, nu Sergei. Mihail, nu Sergei, din fericire. Dar întrebarea este de unde vine răul. Și aici suntem iarăși în plină gnoză, fiindcă după cum spune Petru Gnostici, răul e din lume, din proasta facerea lumii. Da? Lumea e prost făcută, domne, de la început. Ori noi știm, creștinii, că lumea nu e prost făcută. Dumnezeu își binecuvântează creația, a văzut că e bine, îi place. Eu cred că răul vine din negarea celor trei acte fundamentale pe care le face Dumnezeu și explică asta în cartea aceasta. Și am spus-o și la televiziune și poate unii dintre dumneavoastră ați auzit deja sau poate doar repet ceea ce este absolut bine știut în exegeză. Merită. În Geneză îl vedem pe Creator făcând trei gesturi. Creează, da? Creează. Numește ziua, zi, noaptea, noapte, luminătorii. Și separă, e foarte important, fiindcă și Hristos aduce sabia, separă ziua de noapte. Nu fiindcă ziua e bună și noaptea e rea. Ea a încercat să nu avem noapte, să nu dormim 3-4 zile. Eu dacă nu dorm 2 nopți, dimineața am glicemia mărită. Slavă Domnului, n-am diabet, dar îl urmăresc așa, fiindcă știu că mă paște și cum nu dorm o noapte? Noaptea este esențială. Sweet nature's second course, cum îi spune Macbeth, care suferă de insomnie cronică.
Deci, deci Dumnezeu nu separă fiindcă sunt rele, ci le separă fiindcă ele trebuie separate, așa cum separă omul și bărbatul și femeia, nu fiindcă unul e superior celuilalt sau unul e bun și unul e rău, nu, ci fiindcă ei sunt complementari. Separația, discernământul. Ori iată, care sunt acțiunile contrare separației, numirii corecte a lucrurilor, capacitate pe care și noi oamenii o avem și creației. Păi opusul lor este confuzia, nu? Confuzia, opusul separației, opusul discernământului. Iată, sunt și printre noi, sunt consternat să observ, creștini care sunt confuzi în ce privește Ucraina. Ei nu sunt în stare să vadă crima și să o numească crimă. Ei nu sunt în stare să vadă violul și să-l numească rău. Ei nu sunt în stare să vadă distrugerea și să-l numească pe numele ei. Caută nuanțe și au dileme. Nu ai nimic de avut dileme la capitolul ăsta. Rău e rău. Și e manifest. Doar pentru stângiși rău e așa o narațiune, nu pentru noi creștini rău e clar. Separația, discernământul, cernerea, e un act divin. Numirea. Orice dictatură începe, cum ne-a arătat-o și Orwell și cum o știm și noi, printr-o falsă numire. Progres în loc de cine știe ce porcărie. Epoca de aur, cunoașteți cu toții cât era de aurită. Calea României spre progres și civilizație, poate ne revin formulele alea sinistre din anii 80, aveam 14, 13, 15, 17 ani, în fine. Da, totul e fals. Dar și alte lucruri. Nu intru în detalii, da? Stângismul, practici da? Practici medicale, da. Practici medicale. Creștinii sunt numiți creștinopați, creștini democrații sunt fasciști, liberalii sunt ultraliberali. În Franța nu veți vedea un articol de ziar care se numește ultraliberal, ultraconservator, orice conservator, nu există conservator, nu, ultraconservator, nu există liberal, ultraliberal. N-am văzut niciodată niciun ziar francez, ultrasocialistul, nu știu care, așa cea nu se poate, socialiștii sunt tot timpul moderați. Fiindcă ei ce fac? Ei redefinesc cuvintele și în clipa aceea cine definește, normează. Cine normează, impune normalitatea. Cine impune normalitatea, ocupă centrul. Când a ocupat centrul, pe tine te evacuează în margine. Tot ce până ieri era onorabil și acceptabil și normativ, astăzi devine marginal și capabil sau susceptibil de pedeapsă. Și al treilea act, cel mai grav, opus celor trei acte dumnezeiești, numire, discernământ, separație și creație, este distrugerea firește. Iar culmea distrugerii este distrugerea de vieți omenești, este crima. Crima este până la urmă logica ultima a comunismului și a totalitarismului. Oricând apare totalitarismul, la început poate să se prezinte în progres, în dreptate socială, în orice vreți, în cele din urmă va ajunge la crimă. Că omoară copii care nu s-au născut sau oameni care au făcut ceva în viață, nu contează. În cele din urmă, dacă îi dai mână liberă, le ajunge la crimă și prietenul nostru, părintele Radu, știe institutul pe care l-a condus, nu degeaba se numește Institutul pentru Studia Crimelor Comunismului, nu a binefacerilor comunismului sau a minunăției lumii noi. Asta este. De altfel, vedeți, lume nouă, om nou, tot acest vocabular religios, pseudo-religios din aceste ersatz religioane. Și de aceea, cum citim azi Biblia, Mihai Neanțu? Și mai ales, de ce citim azi Biblia? O citim și pentru a ne cultiva această imunitate naturală sau această imunitate dobândită în 2000 de ani la toate formele de totalitarism, pe care simpla aderență, aș spune eu, la mesajul cristic, într-o țară slavă Domnului creștină, încă creștină, slavă Domnului încă majoritar creștină, indiferent de confesiune, majoritar creștină, ne-a zis-o și recensământul recent. Într-o țară creștină, încă putem să aderăm la acest mesaj biblic, la, până la urmă, bunul simț, la cultura care ne vine din Epistola către Corinteni, din dragoste, din mesajul Mântuitorului, din Geneză și din tot ce am discutat în seara asta și multe altele despre care nu o să discutăm ca să nu vă exasperăm până la urmă. Mai puțin, mai puțin și dacă rezistați, vă felicităm pentru anduranță. Doar dacă doriți să... Puteți să-l aplaudați, vă rog. Nu, mai bine nu. Suntem în transmisiune live pe Trinitas și mulțumim acestei televiziuni minunate a Patriarhiei, mulțumim încă o dată Patriarhiei Române pentru că ne găzduiește, dar dacă doriți să degajați puțin la intrare acolo, mai sunt oameni care și-ar dori să fie
mai aproape de noi se poate face asta. Adrian Papagiu a descris foarte bine ceea ce s-ar putea numi infernul unei lumi fără Dumnezeu. Infernul unei lumi care a renunțat atât la întemeierea logică, rațională a discursului despre realitate, să spunem proiectul iluminist, cât și la întemeierea teologică prin revelație a cunoașterii despre om, proiectul creștinismului universal. Și când am nimerit într-o asemenea lume atee, lumea fără de Dumnezeu a lui Mao Zedong, lumea fără de Dumnezeu a lui Nicolae Ceaușescu, care știți că a murit cântând internațional, bineînțeles, lumea fără de Dumnezeu a lui Enver Hoxha, cel care a, practic, consemnat existența primului stat ateu din Europa, e vorba de Albania, acum 40 de ani, când, repet, ne-am trezit și noi, români, într-o asemenea lume, ce am descoperit? Că viața cotidiană e un infern. Este o experiență a iadului. Iar aici, în mâna mea, se află o carte tocmai apărută și scrisă de un adevărat biblist, trebuie să-i fac elogiu. Un om care știe ebraică, care știe greacă, foarte bine, Părintele Pavel Rotaru, a scris o carte despre iadul care se naște în sufletele noastre atunci când nu mai trăim experiența învecinării cu aproapele în dimensiunea iubirii. Și mai precis, vorbește despre Sfântul Siloan Atonitul, cel care mistic atonit, nu-i așa, mistic rus, avea și el un defect, Adrian Papahaci, s-a născut în Rusia, dar după aceea a devenit creștin universal. Nu e o problemă să fii rus, o problemă e să fii rus putinist, șenilă, cizmă, nu problema, nu e să fii rus. Suntem în secolul XIX și suntem într-o zonă teafără din punctul ăsta de vedere, pentru că suntem în mănăstirea Rusicon sau Sfântul Pantelimon, care dă naștere acestei figuri și care spune la un moment dat, aproapele meu este viața mea. Ori, Adrian Papagiu, în 1989, în județul Sibiu și mai precis în orașul Sibiu, asta tot pentru că am citit puțină istorie recentă, am aflat că securiștii erau peste tot, mai puțin 4 străzi. Proiectul comunist a fost un proiect al supravegherii, al turnătoriei, nu doar în sens metalic, da, ci și în sensul acesta relațional, care revine, tu ești victimă abonată, bine să spun, la Facebook, tu ești tot timpul raportat, tot timpul dispar 30 de zile, mai scrii o carte și lucrul ăsta sigur că îți face bine. Dar această atmosferă toxică în care vecinul aproapele te privește ca pe un dușman, ca pe un potențial radical care mâine dă naștere unei secte care eventual incendiază lumea, această lume pur și simplu nevrotică, în care semenul tău nu este chipul lui Dumnezeu, ci un purtător de, nu doar bacil, ci un purtător de toxine ideologice, această lume este o lume infernală pe care, zic eu, sfinții au cunoscut-o și cumva au tămăduit-o, au vindecat-o, o formă incredibilă de tămăduire a acestei lumi infernale în care aproapele este dușmanul și nu prietenul tău, o formă de vindecare extraordinară își asumă chiar și Alioșa Karamazov în faimosul roman. Deci creștinismul este o descoperire a paradisului pierdut în vecinătatea cu cel care nu se leapădă de Hristos și își asumă chipul divin și începe printr-o lucrare ascetică, printr-o lucrare spirituală să șlefuiască acest chip care capătă proprietățile oglinzii și care oglindă, evident, ce face? Reflectă soarele atât de mult încât un călugăr adevărat este un cal, un gheron, adică este un bătrân frumos și deci poate să fie la un moment dat chiar și sanctificat. Așa arată adevărata iubire, e una relațională, e una personalistă, nu ideologică și nu propagandistică. Iubirea la grămadă, iubirea colectivistă, iubirea care se mândrește și nu se smerește, nu știu dacă este iubirea agapică, pe care de altfel trebuie să-l omagiem totuși puțin pe Iosef Ratzinger. Papa Benedict al XVI-lea a explicat-o minunat într-o enciclică inaugurală în 2006, intrând în polemică cu cei trei maestri ai suspiciunii, cu Nietzsche, cu Freud și cu Marx, și arătând de ce creștinismul luminos exclude atât radicalismul fundamentalist religios, și aici referința era la islamul politic, cât și ideologia urii. Ratzinger este un
gânditor echilibrat care s-a întâlnit cu părintele Stăniloae de mai multe ori, cred, și care, citindu-i pe marii părinți ai bisericii, a restituit la finele vieții sale absolut impresionante aceste adevăruri pe care și noi ne străduim să le restituim. Doamnelor și domnilor, mai există un eros astăzi falsificat, pentru că așa v-a spus Adrian Papahagi și nu pot să-l contrazic, aș intra în mari încurcături dacă l-aș contrazice pe prietenul meu. Ce face diavolul? Separă și falsifică. Falsificarea binelui, tema lui Soloviov, apare extraordinar de pregnant, sau tema apare într-un chip absolut șocant, astăzi, în lumea virtuală. Erosul, care este din ce în ce mai dezbrăcat, Cupidon, care nu mai are săgeți, Bacchus, care este și el într-o stare de ebrietate acută, toate aceste figuri mitologice ale erosului păgân nu mai pot fi mântuite, pentru că avem o nouă interfață a întâlnirii, nu este acest față către față, nu este stoma prostoma, nu este întâlnirea nemijlocită și întrupată, ci este o întâlnire pixelată, îmi vine să spun, digitalizată, care e provocatoare și creatoare, din punctul meu de vedere, de imense falsificări. Despre asta am scris și eu o cărțulie, Eros Logos Agape, cred că trebuia să pun și patos și era puțin mai aproape de adevăr. Și mitos și etos. Și sper să aveți răgazul să o citiți. Acum, Adrian Papahagi, cum știi că îndeopște facem, am fost și săptămâna trecută la Satul Mare și cred că turneele acestea ne-au dus cam peste tot în România. Vrem să luăm întrebări dinspre dumneavoastră, dar încă o dată, dacă se poate, aplauze pentru acest turnir interesant. Să luăm câte? Să luăm câte putem duce și după aia să vedem dacă le putem duce. Și după aia să și dăm și autografe. Haideți să procedăm așa, dacă cineva de la sunet ne ajută. Și cred că era un microfon pe care l-a folosit Maria Coman inițial, nu? Nu există al treilea microfon? Atunci cedez eu microfonul meu. Vă rog, dacă se poate, să ridicați mâna, puneți întrebarea și eu poate am să reiau pentru transmisia live întrebarea. Vă rog, ridicați mâna, puneți întrebarea și dacă e nevoie, o reiau pentru transmisiunea live. Sau dumneavoastră, duceți microfonul meu? Oricare. Ok. Cine dorește să spargă gheața? Doamnă? Bună seara! Sunt mamă de fetiță adolescentă de 15 ani și profesor de română la liceu. Toate cele mai multe texte pe care studiază elevii în cei 4 ani de liceu au ca temă familia, iubirea, școala, adolescența și așa mai departe. Secvențial sau... Da, secvențial, episodic. Se fac trimiteri la Dumnezeu și eu le fac, sunt absolvent de teologie, litere și nu am cum să nu fac asta, adică familia, vorbesc despre iubire în familie, vorbesc despre adolescență, dar tot în legătură cu Dumnezeu. Tot timpul trimit la geneză, ori atunci când fac lucrul acesta, am o strângere de inimă, pentru că mulți dintre adolescenți sunt atei și îmi spun în timpul orelor, Doamna, eu nu cred în niciun Dumnezeu. Și îl întreb, dar în ce crezi tu, în pantofii scump din picioare sau în parfumul care miroase de aici de la catedră? Da, Doamna, să ne distrăm, asta e viața. Ajutați-mă și pe mine și pe, cred că sunt mulți în sală, care sunt părinți de adolescenți, sunt și profesori lângă mine, cum să facem cu acești copii și cu cei de acasă și cu cei de la școală ca să îi apropiem de Dumnezeu și ca să nu fim, să nu fiu la orele de literatură într-o situație din aceasta. Eu vorbesc cu plăcere, cu bucurie și cu dragoste despre Dumnezeu. Mulțumesc frumos! Dacă vă spun exact ce cred, doamnă, o să vă dezamăgesc profund. Dar îmi asum riscul ăsta cu orice ocazie. Știți ce? Până la urmă, se aude microfonul ăsta? Aveai un microfon? Faut que jeunesse passe.
când ești tânăr, asta este. Nu te gândești la moarte, la lucruri foarte serioase, la filozofie, te gândești la distracție, la fete, la lucruri. Băieți. Da, evident. Și așa mai departe. Dar te gândești la ce te gândești. Și după aia vine un moment, poate să vină harul în orice moment, fiindcă noi nu credem că totul este lucrarea noastră, nu? Noi credem că uneori vine și harul dumnezeiesc și unul simte o chemare monastică sau intelectuală sau începe să-și pună niște întrebări sau îl smerește viața sau îi moare un părinte sau nu îi se întâmplă toate lucrurile astea și trăiește tembel până la 45 de ani când face ceva și își dă seama că în el se produce o schimbare. Sau îl smerește trupul. Vedeți de ce îmi displace mie profund Platon și platonismul, deși era un om inteligent. Diabolizează trupul. Și eu stau și mă gândesc la mistica asta extraordinară a lui Francis din Assisi, care spune, Benedetto simi signore per la nostra sora morte corporale. Zice, binecuvântat fi Doamne pentru sora noastră moartea corporală. Și mă gândesc că oricâte răutăți ar face trupul, erosul, libidoul, orice vreți să spuneți, ele au o limită. Fiindcă nu poți duce, să zicem că ești mâncăul pământului, cât poți mânca? Doi boi la o cină? Nu poți, nu? Nu poți. Să zicem că ești serial lover-ul pământului. Iată ce discuții avem în Palatul Patriarhiei. Cât poți? Cât? Să zicem că ești criminalul pământului. Câți morți au pe conștiință? Chiar și Stalin. La un moment dat e o limită a fizicalității. La minte, în schimb, nicio limită a răutății. Și la un moment dat vine trupul și zice, gata, atâta ți-a fost. Și te smerește volens nolens. Iarăși ne scandalizăm. De ce sunt numai bătrânii la biserică? Cine ați vrea să fie? Bătrânii la discotecă și copiii de 16 ani, toți la biserică, smirnă. Amen. Nu se va întâmpla asta niciodată. Deci lăsați-i în taina lor să-și facă astea. Nu o să-l învețe pe Eminescu cu forța. Ăia cinci care sunt chemați spre literatură o vor descoperi și dacă au o carte la sară în vârful muntei, vor face o de-a doua și o vor citi. Și ăia care au acasă nu vor face nimic. Asta este. Dar până la urmă, fiecare are darul lui. Și nu știți cum le rânduiește Dumnezeu și fiecare ce rol are în istoria mântuirii, în istoria propriei lui mântuiri și în propria lui viață. Sigur că dumneavoastră faceți ce puteți. Le vorbiți de lucrurile cu adevărat importante, sfinte, de cultura înaltă și să știți că ceea ce aceți dumneavoastră e apostolat, sigur, apostolat cu salariu, cum e și cazul meu la facultate. Nu suntem mari sfinți, suntem până la urmă plătiți pentru meseria asta. Dar pentru foarte mulți tineri, singura dată când aud despre lucrurile importante, chiar mă gândeam asta la biserică duminica trecută, singurul loc unde mai auzi de lucrurile cu adevărat importante după ce ai terminat liceul e la biserică, pentru că nu fac facultate sau nu fac o facultate umanistă. Credeți, după ce dumneavoastră terminați să le vorbiți despre dragoste, eroism, patriotism, frumusețe, geniu, nu știu ce, nu mai aud niciodată, numai mașini, manele, tâmpenii. Dar dacă se duc și la biserică, o dată pe săptămână, două ore, aud și încă o dată ce înalt, frumos. Și văd, nu doar aud. Frumos sonor, frumos vizual, frumos intelectual și dacă mergi mai departe, sigur, esențial, duhovnicești și mai departe. Dar dincolo de școală și biserică nu prea mai au. Nu intră niciodată într-un muzeu, nu-și cumpă nicio carte. Casele lor arată ca biroul de așteptare de la Banca Transilvania, cu nichelul de rigoare, televizorul de trei ori cât orice. Tronând acolo, în fața canapelei, nu vezi biblioteca, unde sunt cărți, nu există. Nu contează. Nimeni nu cumpără cărți în România, mergeam la Paris, toată lumea citea în metrou, merge în România, nu citește unul, domne, iei avionul, unul nu-l vezi cu o carte în mână în avion. O oră, două, trei, nimeni. Asta e situația. De-aia piața de carte în România e o tristețe. Dar ce să facem? Asta este. Deci nu vă chinuiți, doamnă. Așa că nu vă mai faceți gânduri. Lăsați-i în plată Domnului și mai credeți că și Dumnezeu are modul lui în care cu providența lui îi ține pe toți și până la urmă toți își găsesc făgașul. Și unul singur o să ajungă, poate Eminescu, poate Eminescu, măcar Cărtărescu, sau dacă nu Cărtărescu, măcar, știu eu, unul mai micuț, așa. Dar unul la generație, nu mai mult. Îndrăznesc și eu să spun o vorbă. Eu l-aș întreba pe ateu, întotdeauna, oricare ar fi acela, care-i Dumnezeu în care nu crede?
să fac un pic efortul de a-mi descrie reprezentarea lui despre Dumnezeu. Orice om are o reprezentare când spui Dumnezeu, se gândește la un Dumnezeu. Și l-aș ruga să-mi spună, respectuos, care e Dumnezeu în care tu nu crezi? Pentru că acel Dumnezeu s-ar putea să nu coincide deloc cu Dumnezeul nostru sau cu Dumnezeul lui Iisus Hristos. Legat de plăceri, sigur, Augustin e deasupra noastră. E fericit acum, deși a fost foarte nefericit în viață. Și cred că a le spune copiilor noștri, adolescenților mai ales, povești în care figuri exemplare, până să ajungă la sfințenie sau la înțelepciune, s-au zbătut în acest malaxor al pasiunilor, un Cartagina de pildă, el își făcea de cap ca orice om care stă până dimineața la 7 în club. Nu în clubul marilor cărți, atenție, precizez acest lucru, da? Așa trăia Augustin, până când, într-adevăr, a întâlnit un sfânt. Nu-i chiar o experiență la îndemână să te întâlnești cu Ambrozie. Și văzând trufia lui, Ambrozie n-a vrut să-i răspundă la primele întrebări. Pentru că Augustin avea curiozități literare, dar de ce e tradus așa, dar de ce nu-i tradus altfel, Biblia. Și a zis, du-te acasă, nu vreau să stau de vorbă cu tine. Și maică-se era șocată. Cum adică? Monica îi spunea, părinte Ambrozie, dar vi l-am adus, cu greu vi l-am adus, vorbiți cu el. Și a zis, nu e pregătit. Nu e pregătit pentru o discuție serioasă. Și când a văzut că marele Ambrozie n-are timp să stea cu mucosul de Augustin în prima tinerețe, atunci ceva s-a întâmplat în el și, într-adevăr, prieteniile din jurul său l-au schimbat. La un moment dat a mai citit o viață, a citit viața lui Antonie cel Mare. Ieri l-am marcat în calendar și de asta pomenesc, în traducere latinească. Și tot cu orgoliu zice, dacă acest țăran a putut să se abțină de la păcatele carnale, cum pot eu, intelectual, retor, nu? Să nu fac ce a făcut și el? Deci viețile sfinților trebuie spuse din punctul meu de vedere, dar nu cum se face uneori, iertați-mă, cu un discurs de ăsta ușor condescendent. Nu, trebuie povestite dialogic. Uite, știi ce s-a întâmplat cu X, cu Y, cu Z. Și în aceste vieți veți întâlni o grămadă de oameni foarte pământești, care întâlnindu-L pe Dumnezeu se schimbă. De pildă, acest Siluan despre care am vorbit, care se numea Simeon, trebuie spus, da, putea să bea 2 sticle de vodcă, mânca la micul dejun o omletă cu 50 de ouă, nu? Ce scump ar fi fost micul dejun în Mamaia pentru el. Și după aceea, după ce a făcut și păcatele carnale, da, a avut o experiență mistică care l-a schimbat. Aceste povești în care sfinții sunt cu picioarele pe pământ, zic eu, ajută tinerii. Nu doar poveștile, iertați-mă, din Vechiul Testament de acum 3000 de ani, când toți credem că Dumnezeu era mai aproape de pământ, și nu doar poveștile acestea ale unor sfinți unrelatable, ca să spun așa, de care nu te poți apropia. Mulțumim! Mai luăm câteva întrebări sincere, deschise. Bună seara, Daniel Diaconu mă numesc. Printre altele sunt și cântăresc la biserică. Întrebarea mea pentru dumneavoastră este practica. Pe lângă cunoașterea pe care ne-ați oferit-o în această seară, cum facem să ne menținem la un nivel înalt al credinței și al iubirii prin practici simple făcute zi de zi? Care ar fi acestea? Ce ne recomanda să facem? Mulțumesc! Asta e genul de întrebări la care eu nu răspund. Fiindcă nu sunt duhovnic, nu am venit aici prezentându-mă ca un exemplu de trăire creștinească. Eu am venit ca un intelectual și am discutat niște idei. Deci nu sunt calificat să vă spun eu cum să vă trăiți. Și de altfel, întrebarea asta nu e o întrebare, fiindcă dumneavoastră știți mai bine decât mine cum se fac lucrurile astea. Pot să vă dau microfonul să ne spuneți dumneavoastră cum vă trăiți credința în biserică, cântând și prin rugăciune. Și de altfel știm, răspunsul iarăși e scontat. Deci, nu cred că avem ce să răspundem și, iarăși, nu am venit să dăm rețete. Noi am venit ca niște intelectuali care se gândesc la niște lucruri și asta e specia căreia aparținem, da? Deci nu vă voi da lecții de duhovnicie, de trăire, de practică, nu voi face aici pastorație sau teologie pastorală, nu vă
răspund. Poate tu, Mihai, ești mai calificat să răspunzi la întrebarea asta, dar nu e pentru noi. În schimb, vreau să zic un lucru important care ne-a scăpat, fiindcă aveam aici un punctaj de care nu ne-am ținut foarte tare, după cum probabil v-ați dat seama. Există și un mare pericol în modul în care noi creștini de astăzi ne raportăm la lume și poate aici e și un lucru foarte mare pe care îl pierdem și e vina noastră. Ne raportăm cu frică. Ai vorbit tu de frică și am vorbit de bucurie. Și am vorbit și în cartea noastră despre cuvintele pe care le spune îngerul femeilor la mormânt, nu? Nu vă temeți. Și cuvintele pe care le spune Mântuitorul, bucurați-vă. Hristos nu spune primul lucru, nu vă temeți, ci bucurați-vă. Frica și bucuria. Parcă noi astăzi am ajuns într-o lume atât de liberă și de binecuvântată și de prosperă și cu libertate de credință și de practică și în care, slavă Domnului, 80 și nu știu cât la sută dintre românii noștri, adică ca noi, s-au declarat creștini, ortodoși, 90% protestanți, catolici, de toate confesiunile, 90%. Într-o țară în care biserice se renovează și noi tot timpul ne temem că cineva o să vină și o să ne ia și o să ne facă și o să ne interzică și în loc să ne bucurăm, să ne bucurăm de binecuvântările pe care le avem și de binecuvântările veacului nostru și de binecuvântările țării astea. Țara asta e binecuvântată. Sau toată lumea, bombă, în România nu poți face nimic, în România trebuie să plece. Poți să faci tot în România, poți vorbi liber, cum am vorbit noi în seara asta, fără să te dea a doua zi afară de la facultate. În România poți să renovezi bisericile foarte frumos. În România poți să transmiți cu tehnică occidentală de bună calitate, dacă nu se termină bateriile, chiar și elucubrațiile noastre. Și așa mai departe. Deci ce nu se poate? Ce nu poate un creștin astăzi și putea în 100 sau în 200 sau în 300 sau în 1988? Ce nu poate azi un creștin? Count your blessings, nu? Cum zic englezii. Deci, să ne și bucurăm. Adică dacă Nicolae Steinhardt a descoperit într-o celulă, în abjecție și în asuprire, fericirea și l-a transfigurat. Noi care suntem liberi și creștini și putem oricând traversa aici curtea și intra în biserică și sta acolo până dimineața să ne rugăm și nu vom fi penalizați la serviciu, de ce nu ne bucurăm? De ce nu radiem fericirea asta? De ce nu-i contaminăm pe ceilalți cu fericirea de a fi creștin? Cu fericirea de a fi om liber? De ce ne temem tot timpul și ne aservim singuri și ne tot timpul frică? Că facem politică? Că scriem cărți, că suntem intelectuali, că suntem creștini practicați, tot timpul parcă cineva vrea să ne facă ceva. Nu, nu ne face nimeni nimic. Fiți liberi, suntem liberi. Bucurați-vă, ne bucurăm. Aia e, aia e până la urmă. Și când toți creștinii vor ieși pe stradă radiind, așa, indiferent că ei sunt în parlament, la catedră, în amvon, în altar, oriunde, la televizor, și toți vor radia. Lumea zice, măi, e ceva cu ăștia, vreau și eu să radiez așa. Nu mă mai interesează self-help-ul psihologului, psihopupu, therapist, știi, the rapist, cum e anagrama. Adică nu mă interesează ce zice therapist-ul și motivaționalul și escrocul, self-help și toate ăștia care se pot spune numai în engleză, evident, că altfel nu-s destul de la modă. Nu ne interesează. Uită-te, domne, la ăștia cât-s de fericiți. Toți sunt fericiți. Păi hai să fim și noi fericiți. Și atunci o să fim toți fericiți și unii chiar prea fericiți, prea fericiți niciodată, unul singur. Da, deci, asta. Da. Deci, elogiul fericirii. Elogiul fericirii de pe munte. O să spun ceva practic, fiindcă eu trăiesc într-alt oraș decât tine, Andrian Papoagi, București este un infern, poate n-ai știut, din punctul de vedere al traficului. Și un oraș minunat, nu vă mai denigrați orașul. Nu ne mai denigrăm nici strada. E plin de inteligență București și de frumuseți. Numai trebuie să vă uitați atenți. Așa este. Dar apropo de partea practică, unde eu cred că putem să creștem cu toții, am încercat un experiment. Timp de un an de zile, când luam Uber sau taxi sau orice alt mijloc de ăsta de transport, și poate șoferul m-a așteptat 2-3 minute, sau nici măcar. Și dacă m-a așteptat 10 secunde, când deschideam portiera, spuneam, mulțumesc frumos, aveți o mașină minunată. Și încercam să văd ce se întâmplă. Și îmi dădeam seama că, efectiv, la nivel chimic, da, anumite cuvinte, acum o să zic că dau în gnoză, dar efectiv, anumite cuvinte, te programează spre o altă stare de a fi. Și acum nu trebuie să o ducem în extrema,
de tip neurolingvistic și NLP și așa mai departe. Pur și simplu sfinții ne-au învățat că trebuie să ne binecuvântăm unii pe ceilalți. Bună să-ți fie inima! Doamne ajută! Aceste formule vechi, clasice, eu spun tot timpul Doamne ajută, și dacă am un userist în Uber, cu atât mai mult. Și îmi dau seama că suntem datori cu această tinctură, să spun, la nivel relațional, cu această dozare a raporturilor noastre oarecum pasagere, că nu urmează să mă împrietenesc cu acel om, dar și acolo e loc de bunătate. Poți să zâmbești și celui care știi pertinamente că te bârfește, nu? Știi asta, pentru că informația circulă, dar îi zâmbești. Pentru că există ceva dincolo de această neputință a lui, care e de altfel comună și foarte răspândită în mediul politic, academic, religios și câteva altele. Și câteva altele. Așa că puțină bunătate nu strică să te abții de la o polemică publică, aici eu am de învățat și tu mă mai muștruluiești, să te abții de la o polemică publică cu un om pe care îl prețuiești în adânc, iarăși este un lucru important și foarte, foarte greu de practicat astăzi, fiindcă ești stimulat din exterior tot timpul, ca parte de vitriol și de, până la urmă, spirit coleric să iasă în față, se face rating, se fac audiențe mari pe isterie, vă dați seama? Și dacă îți domolești aceste porniri, nu mai ești o fiară, nu? Ci ești mai degrabă un înger care încearcă să strunească animalul din tine, atunci încet, încet, cred că ești pe cale, că ne-ați întrebat ce e de făcut practic. Cred că această revenire la vorba bună românească ar putea să ne facă mult bine și cred că a da binețe, știți cum se spunea pe vremuri, dă-i binețe, asta te învăța un bun tată, o mamă și bineînțeles niște bunici adevărați te învățau să dai binețe oricui. Îmi plăcea când copilăream noi așa în lunca Dunării, în, iertați-mă, Oltenia patriarhală, că orice om care trecea prin fața casei noastre dădea binețe și eu trebuia să învăț să-i răspund și mă mai întreba tot timpul un lucru care nu se auzea niciodată la oraș, al cui ești tu? Nu mă întreba cine ești tu, evident. Mă întreba al cui ești tu și acolo începea ce? Povestea. Pentru că dacă tu ai un arbore genealogic asumat și știi câte ceva despre ai tăi, așa cum Iisus însuși știa despre ai săi și îi prezintă în arborele genealogic din Matei și celelalte evanghelii sinoptice, atunci viața ta este mai bogată. Deci cred că putem să ameliorăm starea noastră de spirit la nivel orizontal, chiar și cu aceste mici experimente. Vă rog, domnul Roșca. Vă mulțumesc. Adrian Roșca e numele meu și vreau să vă spun o scurtă istorie despre Biserica Sfânta Vineri. Dacă cei care o știu, ea a fost făcută inițial în 1210, a fost refăcută în 1630 și apoi dermată de Ceaușescu în 1988. Sfânta Vineri, bătrânii atunci au spus, Ceaușescu va pieri din cauza acestei dermări a bisericii. El, într-adevăr, a pierit ziua de Crăciun într-o vineri. Mergeam totdeauna să mă rog la această biserică, ca elev, ca student. Ceea ce mi s-a întâmplat a fost în 1997, când biserica nu mai exista. Am visat că m-am așezat pe bancă și mă uitam la crucea bisericii. Și cineva era lângă mine și mi-a spus, ce faci? Zic, mă uit spre cruce, mă uit spre Dumnezeu. Și el mi-a spus, atunci nu trebuie să te uiți spre cruce. M-am întors spre el și l-am întrebat cu lacrimi în ochi, dumneavoastră sunteți Dumnezeu? Și el mi-a spus, da, întreabă-mă ce vrei să știi. Și am zis, nu știu ce să fac mai departe. Și el mi-a zis, să faci bine, să faci bine. Mi-am întors privirea spre cruce, după aia din nou spre cine mi-a vorbit și dispăruse. Și după treaba asta, am încercat să fac bine în jurul meu. Și atunci, ceea ce faceți dumneavoastră, faceți bine. Aceste prelegeri ne fac bine. Ne explică Biblia pe înțelesul nostru al celor ignoranți, să spunem. Și dacă dumneavoastră veți continua să faceți bine și fiecare dintre cei care sunt aici veți continua să faceți bine în jurul dumneavoastră, probabil că România va deveni și mai mult ceea ce Papa Ioan Paul în 2006, când a venit în România, a spus,
România este grădina Maicii Domnului. Dumneavoastră reușiți să faceți din România grădina Maicii Domnului. Vă mulțumesc. Deci, să facem. Dar domnul Roșca este un prieten al nostru și mulțumim pentru susținerea. Se vede, era prea generos. Nu facem mare bine, mai mult dăm din gură, dar și în sală sunt oameni mult mai învățați decât noi în absolut fiecare lucru pe care l-am zis astăzi. La fiecare mă uit în stânga, în dreapta, cu frică, fiindcă să văd dacă dă din cap așa sau dau așa. Au fost mai degrabă așa, ceea ce e oarecum cât de cât... O formă de iubire. Da, o formă de indulgență plenară. Deci... Da, dar fate bene, fratelli, să facem bine. Așa este. Și eu am mai spus chiar, am mai avut această conferință, alta, în fine, prea multe, la Satul Mare și am zis, dacă nu putem să facem bine, măcar hai să ne abținem să facem rău. E un lucru foarte important asta. Că nu tot timpul poți face binele. Dar măcar să nu faci rău. Măcar să nu distrugi viața unui om. Să nu iei nimic care e al altuia. Să nu vrei să arunci în aer o țară, un loc. Lasă lucrurile așa cum sunt. Lasă oamenii în pace. Măcar nu distruge dacă nu poți construi. Măcar atâta. Măcar nu distruge ce a făcut altul. Măcar nu urlă înjura pe unul până n-ai făcut. Nu zici, băi, ce tâmpiți sunt ăștia. Scrie și tu 10 cărți și după o să-i încât ești de deștept tu și ne măsurăm dacă vrei. Dacă totul e pe măsurate. Nu denigra înainte să știi, nu vorbi despre omul înainte să știi ce e în sufletul lui, care e biografia lui, de ce a făcut fiecare gest. Lasă-i în pace pe toți. Asta nu înseamnă, cum zic stângiștii, că nimica nu trebuie judecat, adică să suspendăm judecata. Nu înseamnă să nu judeci condamnându-l eventual la moarte, în efigie sau așa, sau eliminându-l din viața publică. Sigur că cu toții, non-stop, îi judecăm pe fiecare, îi judecăm cum vorbesc, îi judecăm cum se îmbracă, îi judecăm ce facă, și pe drept cuvânt judeci. Știi că vorbești foarte bine și te îmbraci foarte bine, iartă-mă. Nu, sunt un om modest. Vorbesc și mă îmbrac prost, dar nu asta e discuția. Discuția următoarea. Judeci în sensul că ai discernământ, dar nu condamni. Hai măcar atâta, să nu facem rău. Și asta a fost, știi, și comunismul. Comunismul a făcut rău deliberat. Și păgubos, când te gândești cum a distrus valoare, cum a distrus lucruri construite și le-a distrus, cum a distrus Biserica Sfânta Vineri, cum a confiscat banii oamenilor și a adus sărăcie. De ce să faci asta? De ce să distrugi învățământul și să schimbi toate materiile, să le bulversezi o dată la 2, la 3, la 4, 5 ani? Vă rog, nu votați legea învățământului asta. Să ne scutească, gata, destul, să ne mai lase și în pace, să ne facem cursuri 20 de ani tot așa, că nu e nevoie tot la 10 ani să dai peste cap tot învățământul și să bagi noi materii. Fiecare cum vrea legiferează, să se facă și 3 ore de educație sexuală, să se facă și 5 de educație civică, să se facă încă 5 de... Lasă-i în pace, că ăia n-au nici aia 50 de ore pe zi, ca să facă toate trăznăile care le trag în cap unor progresiști. Lăsați-ne în pace și cu învățământul, lăsați-ne și cu bisericile, vreți vreți spitale, faceți-vă spitalele și lăsați-ne pe noi și cu catedralele și poate facem și spitale lângă cum s-au Uite, făcut. S-au făcut, Alpha Clinic e cu noi și ei sunt un spital, să știi, care susțin biserica. Păi și la Cluj sunt spitale și se fac în continuare. Dacă stai să te gândești, singurele chestii care s-au construit spitale de la zero în România, în afară de vreo 2-3 private sau de multe clinici private, le-a făcut biserica, statul n-a prea făcut multe. Deci, lasă oamenii în pace. Și asta e, și ăsta e conservatorismul până la urmă. Ai o mică prudență, abține-te. Dacă cea nu trebuie schimbat, nu-l schimba, domne, lasă-l așa. Că poate nu va fi mai bine, ci mai rău. Lasă lucrurile așa cum, unde chiar nu se mai poate, că nu se mai poate, schimbă. Dar nu așa de-alela tot timpul. Dar nu, asta nu are legătură cu discursul. Dar am văzut niște prieteni din politică care sigur gândesc ca noi, așa că știți care e problema cu întâlnirile astea? Că vorbești preșea de converti, cum se zice asta în română? Predici la oameni care deja sunt convertiți, cred ca tine. Toți de aici sunt convins, sunt buni creștini, infinit mai buni ca noi. Nimic nou nu v-am zis. Politicienii care au venit aici sunt și ei creștini democrați și cred ca noi. Cum mergem la aia care cred total opusul? Cu aia aș vrea să dialoghez cu ei. Sincer, nu mi-e frică să vin aici.
nu știu care, cine ne detestă mai mult și să ne spună și să le spunem noi și să vedem, la, să facem așa un duel, asta mi-ar plăcea. Nimeni nu organizează asta. De fiecare dată când a fost, nici în perioada referendumului, niciodată, fug de dialog. Hai să facem dialoguri de astea grele. Vreau dialog cu Liceanu despre Iisus al lui și al nostru. Vreau dialog cu toți progresiștii despre educația sexuală la școală. Vreau lucrurile astea. Nimeni nu vine. Așa că dialoguez cu Mihai Neamțu, care crede ca mine și eu ca el și noi ca voi. Da, noi dialogăm, dar n-am dialogat mereu așa. Am fost și cândva pe poziții opuse. Am avut o polemică prin anii 2004, dar încet, încet am văzut lucrurile la fel. Suntem aproape de final, doamnelor și domnilor, și vreau să mulțumesc celor care într-adevăr susțin uneori foarte discret aceste inițiative. Tot ce vedeți aici este inițiativă eminamente privată. Biserica, o instituție, ca să spunem așa, care rezultă din voința unor oameni de a se asocia cu un mesaj, mesajul lui Iisus Hristos, apoi cu o comunitate, comunitate euharistică, apoi cu, bineînțeles, un proiect de civilizare, eventual de culturalizare și de apostolat. Biserica este o entitate privată. Noi, Clubul Marilor Cărți, suntem o entitate privată, Alpha Clinic, cei care ne ajută, iată, în această seară să fim mai aproape de noastră, furnizori de servicii medicale excepționale, așteptăm și în București, sunt și o entitate privată. Să știți că nu e nimeni în spatele nostru, nici Ministerul Culturii, nu e nici Institutul Cultural Român, nu e nici o altă agenție guvernamentală pe care o finanțați noastră cu taxe și impozite și lucrul ăsta un pic doare, nu pentru că nu ne descurcăm foarte bine singuri, ci pentru că vedem banii noștri irosiți pe proiecte care n-au relevanță. Așa că, la final, rugămintea mea este să ținem aproape, să vedeți aceste întâlniri ca fiind întâlnirile dumneavoastră, să ne propuneți alte dialoguri cu alți invitați, dar de ce nu? Rugămintea mea este să stați aproape de Marile Cărți și prin achiziționarea unor cărți, pentru că e un mod prin care noi putem susține tot acest demers. Sunt sute de kilometri care se parcurg în fiecare lună, în fiecare an. Ne-am cumpărat și POE, suntem foarte ok cu toate lucrurile, deci e în regulă, respectăm și CNCNAF, nu e nicio problemă. Însă, pe lângă tot ceea ce noi am trăit aici, pe lângă momentul acesta de regăsire, pe lângă bucuria de a vedea niște prieteni și oameni frumoși, mai există un imperativ nu atât de atractiv, care este formal. Noi trebuie, pe lângă această încântare pe care o trăim, repet, spontan, să avem în vedere un proiect de formare a unor noi generații. Și de aceea profesorul Papahagi stă săptămâna la catedră și vorbește sutelor de studenți interesați de Shakespeare, de aceea și noi căutăm să întâlnim tinerii și pe platforme online și, iată, nemijlocit, pentru a le spune și lor că există un alt mod de a trăi viața decât cel pe care propagandiștii binecunoscuți îl predică. Suntem la final. Mulțumim părintelui Pavel Rotaru, mulțumim lui Alin Goga, întregi echipe de la Marile Cărți, Estera Dalca, voluntarilor. Haideți să aplaudăm voluntarii, dacă se poate. Mulțumim Adrian Papahagi. Mulțumim Vasile Bănescu. Mulțumim. Mulțumim Maria Coman și mulțumim Răzvan Bucuroiu, Teodor Baconschi, Radu Preda, prietenii și mentorii noștri de la distanță, prietenilor din spațiu de decizie. Adrian, ultimul tău cuvânt. Mulțumim și vă lăsăm liberi. Am încheiat cu seara aceasta și ne scuzăm pentru că a trebuit să stați în picioare. Data viitoare vom închiria sala Palatului și toată lumea va avea locuri. Deci nu e o problemă.